Ai simțit vreodată că cineva este acolo chiar și atunci când erai singur? Află ce ne poate spune știința despre experiența prezenței inexplicabile. Dacă ai avut vreodată senzația ciudată că există o prezență în cameră când erai sigur că ești singur, s-ar putea să fii reticent să recunoști asta. Poate că a fost o experiență profundă sau înfricoșătoare. Dacă nu ai avut o explicație care să te ajute să procesezi informația, cei mai mulți oameni se vor strădui să înțeleagă ce s-a întâmplat cu ei. Dar acum cercetările arată că această experiență eterică este ceva ce putem înțelege, folosind modele științifice ale minții, corpului și relația dintre cele două. Unul dintre cele mai mari studii pe această temă a fost realizat încă din 1894. Societatea pentru Cercetare Psihică a efectuat un sondaj pe peste 17.000 de persoane din Marea Britanie. Sondajul a urmat să înțeleagă cât de comun era ca oamenii să aibă vizite aparent imposibile. Aceștia au concluzionat că astfel de experiențe s-au întâmplat prea des pentru a fi din întâmplare. În 1886, această colecție a inclus 701 cazuri de telepatie, premoniții și alte fenomene neobișnuite. Multe dintre relatările colectate sună așa: experiențe halucinatorii care se petrec la granițele somnului. S-a sugerat că mai multe experiențe religioase înregistrate în secolul al XIX-lea au o bază în hipnagogie. Prezențele au o legătură deosebită puternică cu paralizia de somn trăită de aproximativ 7% dintre adulți cel puțin odată în viață. În paralizia în somn, mușchii noștri rămân înghețați ca o mahmureală din somnul REM, dar mintea noastră este activă și trează. Studiile au sugerat că peste 50% dintre persoanele cu paralizie în somn raportează că au întâlnit o prezență. Dar de ce o experiență precum paralizia în somn ar crea un sentiment de prezență? Unii cercetători s-au concentrat pe caracteristicile specifice ale trezirii într-o situație atât de neobișnuită. Majoritatea oamenilor consideră paralizia în somn înfricoșătoare, chiar și fără halucinații. În 2007, un cercetător a susținut că dacă ne trezim paralizați și vulnerabili, instinctele noastre ne vor face să ne simțim amenințați. Dacă suntem pradă, trebuie să existe și un prădător. O altă abordare este aceea de a analiza aspectele comune dintre vizitele în paralizia în somn și alte tipuri de prezență simțită. Cercetările din ultimii 25 de ani au arătat că prezența nu este doar o parte obișnuită a peisajului hipnagogic, ci și raportată în boala Parkinson, psihoză, experiențele în apropierea morții și doliu. Acest lucru sugerează că este puțin probabil să fie un fenomen specific somnului. Modul în care funcționează procedura folosită de cercetători este să te păcălească, să te simți ca și cum ți-ai atinge spatele, sincronizându-ți mișcările cu un robot direct în spatele tău. Creierul nostru dă sens sincronizării prin deducerea că noi producem acea senzație, apoi când acea sincronizare este întreruptă, făcând ca robotul să atingă ușor desincronizarea, oamenii pot simți brusc că o altă persoană este prezentă, o fantomă. Schimbarea așteptărilor senzoriale ale situației induce o halucinație. Această logică s-ar putea aplica și unei situații precum paralizia în somn. Toate informațiile noastre obișnuite despre corpurile și simțurile noastre sunt perturbate în acest context, așa că poate nu este surprinzător că putem simți că există ceva acolo alături de noi. S-ar putea să simțim că este o altă prezență, dar într-adevăr suntem noi, relatează playtech.ro.